În localitatea Căzănești din județul Vâlcea locuiesc peste 20 de familii. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au primit nici până astăzi actele de proprietate ale caselor în care trăiesc. Aceștia susțin că de ani de zile au încercat să obțină acest drept, însă în zadar mereu au fost amânați, deși li s-a promis de către autorități că această problemă se va rezolva. În lipsa actelor, locuitorii din Căzănești nu pot modifica nimic la casele lor și nu le pot lăsa moștenire copiilor. Totodată, localnicii plătesc impozit pe case din alt cartier, dintre care unele nici nu mai există. Suntem veniți aici de 10 ani, de 11 ani, ni s-a promis atunci că ni se fac acte, nu s-a mai ajuns nici în ziua de astăzi. Cei care au fost despăgubiți cu banii, că au fost două înțelegeri, unii au vrut bani, unii au vrut case. Ei au devenit proprietari într-o săptămână, două, că și-au luat apartamente, și-au luat case, noi nu suntem proprietari nici acum. Deci devine statul că nu ne face case, astea actele. Restul. Au început să cadă garduri, mai repede porțile, care fiecare și le-a făcut pe răspunderea lui că noi nu avem voie să modificăm arhitectura, nu avem voie să construim în curte, nu avem posibilități să asigurăm locuințele, că beneficiarul asigurării e statul. Titularul de rol a decedat în ianuarie. Eu nu pot să-i fac un buletin la fetița mea, nu pot să-mi fac eu un buletin, nu pot să-mi trec contractele de la lumină, gaz pe numele meu, că acum eu le plătesc de 3-4 luni de zile. Na, vi se pare corect? Am încercat să-i dăm o judecată. Am contactat o firmă de avocatură. Firma de avocatură a făcut înștiințări. Toți decidenții, deci convers Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, a trecut 30 zile, n-a primit nimeni niciun răspuns. De la prefectură am fost de nenumărate ori și de acolo ne-au trimis la primăria Ognele Mari pentru că aparținem de ei ca și proprietăți. În momentul în care ne ducem la ei, ei au spus că nu dețin de ei, țin de cei care ne-au făcut proprietățile. Cei de la proprietăți spun că suntem în custodia Ministerului, Ministerului Economiei și Comerțului, sau cum se mai numesc acum, că s-au împărțit în două. Oamenii speră ca această problemă să se rezolve. În caz contrar, vor continua acțiunile în instanță. Din păcate, procesele sunt costisitoare, așa că ultima rămâne tot speranța că într-o bună zi li se va face dreptate.